Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și cum sărbătorile de iarnă au trecut deja, propun să începem un nou proiect. Acest proiect, chiar dacă la început va părea greoi, este dedicat doamnelor începătoare. Dacă veți urmări cu atenție tutorialul, veți vedea că nu este greu și veți putea realiza și dumneavoastră ceea ce eu astăzi lucrez. Pentru proiectul nostru vom folosi firul Bravo de culoare roșie. Firul Bravo de la Schaffenmeier. Eu am aici un scul, o bobină, să-i spunem, de 50 de grame. Acesta este un filat poliacrilic, are o lungime de 133 de metri și poate fi lucrat cu un croșet cuprins între 3 și 4 mm. Eu voi folosi croșetul cu numărul 3, apoi vom avea nevoie de melană, vom avea nevoie de un fir despărțitor și de foarfece. Apoi, pe măsură ce vom lucra, voi lăsa un pic fantezia să își spună cuvântul și vom finaliza această lucrare. Dar mai întâi vom începe cu partea cea mai importantă, partea importantă a lucrării. Pentru aceasta voi începe cu un număr de 6 piciorușe scurte pe care le voi lucra în cercul magic. Cercul magic, acum știți cum se face, punem firul în felul acesta, vom face un ochi, un picioruș. De început acesta nu-l punem la număr, după care vom lucra cele 6 piciorușe scurte, așa cum v-am spus. Și avem 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Vom închide cercul magic cu fir alunecat. Ca întotdeauna, până când mi se dă mâna cu acest croșet, se întâmplă același lucru, intră un pic mai greu. Vom continua cu rândul 2. Rândul 2 vom lucra în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un total de 12 piciorușe scurte. Ca întotdeauna, vă reamintesc, în momentul în care priviți un tutorial, să aveți lângă dumneavoastră un pix și o hârtie și astfel veți putea scrie tot ceea ce eu execut. Deci vom încheia rândul cu ultima mulțire și astfel am obținut cele 12 piciorușe scurte. Vom pune firul despărțitor și vom continua rândul următor, lucrând un picioruș scurt, iar în următorul vom face o mulțire. Vom lucra în acest fel, de jur împrejur, vom repeta, deci, pentru un total de 6 ori și la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta astfel pentru un total de 6 ori și la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Am obținut cele 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3
În următorul vom face o mulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, și cel de-al patrulea. În următorul picioruș vom face o mulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pe parcursul rândului, iar la capătul rândului vom obține un număr de 36 piciorușe scurte. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Mă scuzați, este foarte devreme la mine, acum este ora 3. Mai încurc, voi continua lucrând 5 piciorușe scurte, 3, 4, 5, iar în următorul voi face o mulțire și vom repeta astfel de 6 ori, pentru un total de 6 ori. La sfârșitul rândului vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. Eu mă trezesc foarte devreme pentru a face aceste tutoriale, pentru că ziua lucrez și de aceea uneori, vă rog să scuzați, se întâmplă să mă exprim un pic greșit. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 42 de piciorușe scurte, apoi vom continua lucrarea. La sfârșitul acestui rând am obținut cele 42 de piciorușe scurte, lucrând 5 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar acum vom face un rând de 42 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua această lucrare, care din nou va fi o lucrare surpriză. Sper să vă placă! Am lucrat rândul de cele 42 de piciorușe scurte. Voi continua acum lucrând 6 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul picioruș vom face o mulțire, vom repeta astfel pentru un total de 6 ori pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut 48 de piciorușe scurte. Acum vom face 3 rânduri de 48 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. 3 rânduri de 48 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 3 rânduri. Am terminat cele 3 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Între timp, am lucrat a doua parte exact identică cu prima, iar acum le vom uni între ele. Voi scoate firul despărțitor, voi pune lucrarea în acest fel și voi uni 6 piciorușe scurte. Voi intra aici, voi face primul picioruș scurt, cel de-al doilea, vom fi atente să prindem de o parte și de cealaltă, două, trei,
Și cel de-al șaselea picioruș scurt. Vom obține aceasta. Acum vom continua lucrând un rând de jur împrejur, un rând de piciorușe scurte. În momentul în care vom termina acest rând de piciorușe scurte, voi pune mai întâi firul despărțitor ca să știu exact. Așa. În momentul în care vom termina acest rând, noi vom avea un număr de 78. Nu 78. Le voi număra exact și vom ști. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vom avea 84 de piciorușe scurte. 11, 12, da, 84, pentru că am scăzut 6 de o parte, 6 de alta. Deci, la sfârșitul rândului vor fi 84 de piciorușe scurte, însă noi ne vom întâlni la jumătate pentru a vă arăta modul în care facem piciorușul care unește cele două părți. Deci vom continua singure și ne întâlnim la jumătate, aici. Am ajuns în punctul unde am unit cele două jumătăți. Acum voi lua odată firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face o jumătate de picioruș dublu. După care vom continua cu piciorușe scurte până la capătul acestui rând. Așa cum vă spuneam, ne vom întâlni apoi pentru a continua. Așa ca se prezinte bine aici. Și vom continua proiectul nostru. Așa cum vă spuneam, de jur împrejur avem un număr de 84 de piciorușe scurte. De ce 84? Pentru că fiecare jumătate, am încheiat-o cu 48 de piciorușe scurte. 48 și cu 48 fac 96. Am scăzut 12, 6 de o parte, 6 de alta. Cele pe care le-am unit și am obținut 84 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând. 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iar acum vom face o scădere. Vom repeta de 6 ori, pentru un total de 6 ori, de jur împrejur, acest raport, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 78 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând.
După ce am lucrat 12 piciorușe scurte, urmate de o scădere, am obținut de jur împrejur un total de 78 de piciorușe scurte. Acum noi vom lucra un rând de 78 de piciorușe scurte. Și vom începe de aici. Vom lucra picioruș cu picioruș și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 78 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori această secvență, deci 11 piciorușe scurte, o scădere, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 72 piciorușe scurte. După ce am lucrat 11 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 72 de piciorușe scurte, iar acum vom face un rând de 72 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 72 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 66 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. După ce am lucrat cele 10 piciorușe scurte urmate de o scădere pentru un total de 6 ori, am obținut 66 de piciorușe scurte. Acum noi vom lucra un rând de 66 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua rândul următor, lucrând 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iar acum vom face o scădere. Vom lucra pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 60 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 9 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 60 de piciorușe scurte. Rândul următor vom lucra 60 de piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Continuăm rândul următor lucrând 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ore această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 54 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 8 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 54 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 54 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am încheiat rândul de 54 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 7 piciorușe scurte. 7, după care vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. După ce am lucrat 7 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte, repetând secvența de 6 ori. Acum vom lucra un rând de 48 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, după care vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 42 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am repetat de 6 ori pe parcursul întregului rând 6 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut 42 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 42 de piciorușe scurte. Cred că ați început să vă dați seama despre ce este vorba. Așa cum am spus la început, un tutorial surpriză și veți vedea că până la urmă va fi o adevărată surpriză, pentru că vom face o inimă, tot se apropie ziua îndrăgostiților, dar nu simplă, o vom decora, oricum, veți vedea la sfârșit. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, vom face o scădere, vom repeta pentru un total de 6 ori pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o scădere și am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum lucrăm un rând de 36 piciorușe scurte. Ne
ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând patru piciorușe scurte. 4, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Lucrând 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere, pe întreg parcursul acestui rând am obținut cele 30 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 30 de piciorușe scurte. Deci fiecare piciorușă îl vom lucra așa cum se găsește. Vom continua rândul următor lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Urmate de o scădere, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere și am repetat de 6 ori pe parcursul întregului rând, am obținut un număr de 24 piciorușe scurte, acum lucrăm un rând de 24 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. La sfârșitul acestui rând vom umple lucrarea cu melană, fiind atente să umplem foarte bine cele două părți de deasupra. Acum ați învățat cum se umple cu melană, trebuie întotdeauna să împingem din mijloc înspre margini și vom continua apoi când am terminat de umplut, vom continua lucrarea. Aranja bine, să-i dăm stabilitate, să-i dăm formă. Pentru că va trebui să stea în picioare inimioara noastră. Deci vom continua să umplem. După ce am umplut bine inimioara cu melana, am tăiat un carton cu diametru aproximativ de 4 cm, după cum vedeți, pe care îl voi introduce aici. Vă spuneam mai devreme că trebuie umplută bine, pentru că inimioara trebuie să stea în picioare, în felul acesta. Acum eu voi scurta firul și voi încheia această parte a lucrării. Cu croșetul voi închide. După care voi ascunde firul aici de desubt. Să nu se observe unde am închis rândul. Voi trece de câteva ori din nou cu croșetul și voi ascunde firul.
vom scurta. Și uitați-vă că inimioara stă în picioare, fără nicio problemă. Și apoi veți vedea de ce m-am oprit aici. Între timp vom continua cu lucrarea noastră. Vom pune de parte. Vom lua din nou croșetul, firul despărțitor, firul roșu. Voi face un cerc magic în care voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Cel de-al șaselea, voi închide cercul magic cu piciorușa alunecat. În felul acesta, iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, voi face o mulțire, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deja știți cum se face, noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Acum vom lucra 3 rânduri de 12 piciorușe scurte. Deci vom face 3 rânduri așa cum se găsesc fiecare picioruș. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri. Acum voi scurta firul, îl voi lăsa un pic mai lung să pot coase. Voi închide lucrarea. Voi umple cu un pic de melană. Voi pune înăuntru și acest capăt de fir. Este nevoie, adaug un pic de melană, puțină, atât cât să stea bine, pentru că acesta va fi năsucul inimioarei. O facem așa, toată fața. Așa. După care vom continua. Încet, încet punem în ordine părțile componente ale lucrării. Am făcut un cerc magic și din interiorul acestuia voi pleca cu 15 ochiuri de lanț. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos cu piciorușe scurte. În felul acesta. Până când vom ajunge la cercul magic. Cum ajunge la cercul magic, imediat vă voi arăta cum procedăm pentru a merge mai departe. Și primul rând îl lucrăm împreună. Eu sper să vă placă ideea pe care o gândesc de vreo 2 zile. Zilele astea de sărbători eu m-am tot gândit ce aș putea realiza, ceva nou, ceva care să vă placă, ceva care să vă atragă și în același timp să fie și ușor de executat. Deci m-am întors în jos cu piciorușe scurte, am ajuns la cercul magic, aici voi intra cu fir alunecat, voi întoarce lucrul și voi veni în sus, începând din primul picioruș, de aici, 1,
10, 11, 12, 13, piciorușe scurte. Acum fac un ochi de lanț, întorc lucru și mă întorc în jos din corespondența primului picioruș scurt, mă întorc în jos cu piciorușe scurte până la cercul magic. De acum lucrăm singure, iar când ajungem la cercul magic ne reîntâlnim. Apert acesta. Am ajuns în corespondența cercului magic, intrăm din nou și facem un picioruș alunecat. Întoarcem lucru și ne întoarcem din nou în sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 piciorușe scurte. Acum voi face unul de lanț, întorc lucru, din primul picioruș scurt mă întorc în jos, piciorușe scurte până la cercul magic. Iar noi ne întâlnim în acel punct pentru a continua lucrarea. Am ajuns în corespondența cercului magic, voi face din nou un picioruș alunecat, întorc lucrul, vedeți, după cum vedeți, lucrăm înainte și înapoi. Și mă voi întoarce în sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, piciorușe scurte, unul de lanț, întorc și din corespondența primului picioruș scurt, mă întorc în jos spre cercul magic cu piciorușe scurte. Sunt din nou în corespondența cercului magic, voi intra și voi face un picioruș alunecat. Întorc lucru și mă întorc în sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, un ochi de lanț. Întorc lucrarea. Din corespondența primului picioruș scurt, mă întorc cu piciorușe scurte în jos. 3, 6, 7, 8. Voi intra în cercul magic. Face firul alunecat. Voi închide cercul magic, voi trage firul. Firul acesta. Voi scurta firul. Un pic mai lunguț. Voi închide lucrarea.
Și în felul acesta am realizat două aripioare, pentru că eu am realizat-o deja pe cealaltă, pe care le vom pune inimioarei noastre, pentru că este inimioara îndrăgostită. Așa. De acum voi continua cu următoarea etapă. O să-mi dați un pic de timp la dispoziție. Acum, pornind de aici, exact de la baza inimioarei, vom coase aripioara. Vom face în modul în care să o putem fixa cu acul pentru cusut lână. Eu cealaltă am cusut-o deja și acum o cos pe cea de-a doua, în modul în care să vedeți și dumneavoastră cum, însă sunt sigură că reușiți să o coaseți, nu este greu. Îi dăm un pic de stabilitate acestei inimioare aici. Eventual, dacă este nevoie, vom aplica și un pic de lipici lichid să-i dăm cât mai multă stabilitate. După ce am dat câteva cusături, voi pierde firul undeva pe aici, dedesubt, în felul acesta. Ați văzut deja la alte jucării, alte lucrări tip amigurumi, cum reușim să pierdem firul. Apoi celălalt capăt de fir îl vom ascunde cu croșetul, îl vom trage aici dedesubt. În felul acesta. Voi da un pic de stabilitate, voi face un modișor. Așa, îl voi introduce sub cartonul pe care l-am pus precum suport pentru inimioara noastră, felul acesta, așa, și uitați-vă că i-am cusut și aripioarele. Acum, nu știu dacă vedeți, așa, în felul acesta, vom continua cu nasucul. Trebuie să-i atașăm și nasucul. Acesta îl vom pune undeva exact în mijloc. În mijloc aici, pentru că apoi va fi nevoie să punem și ochișorii. Coacul cu ață vom coase. Vom fi atente să fie exact mijlocul lucrării și la o distanță care să nu ne împiedice să punem ochișorii. Vom coase și năsucul. Apoi ne reîntâlnim să continuăm. Am schimbat un pic poziția camerei. În felul acesta veți reuși să vedeți mai bine ceea ce urmează să fac, pentru că acum este mai mult decor de realizat și nu se vede bine din poziția în care filmez când croșetez. De aceea am schimbat camera. Și acum vom aplica ochișori inimioarei. Punem în modul să fie egal. Felul acesta. Așa. Nu am prezentat la început materialele necesare, pentru că, așa cum am spus de multe ori, eu lucrez foarte mult după inspirație. Mă inspir
ideile care îmi vin într-un anumit moment, în timp ce lucrez, le pun în aplicare. Acum voi face gurița, inimioarei, o voi face cu negru, trage un pic firul. Sper că vedeți bine ceea ce realizez. Sper să vă placă în același timp, pentru că la urmă va fi un frumos aranjament pentru centrul mesei, pentru ziua de Sfântul Valentin. Dacă sunt și persoane romantice care doresc să le lucreze, care doresc să le facă cadou, chiar și pentru a le comercializa, le lucrați acasă în România și le puneți în vânzare, nu este nicio problemă. Așa. Acum voi încerca să ajung undeva sus aici, deasupra ochilor, să facem o bucățică de sprinceană. Acum este lucru cel mai migălos, când sunt detaliile. Încerca să fac în modul în care să iasă așa cum îmi place mie. Așa cum spuneam că îmi vin idei la moment. Îmi imaginez deja înainte de a începe o lucrare cam cum ar fi. Însă, așa cum vă spuneam, îmi schimb părerea pe măsură ce lucrez și vin cu un nou conținut, să spunem așa. Acum voi intra spre celălalt ochi. Sper să reușesc să ajung. Dacă nu, voi încerca în felul acesta, chiar dacă tutorialul va fi un pic mai lung. Sper să vă placă, sper să îmbrățișați această idee care vă prezint și să lucrați cu plăcere. Aici mi se vede un pic firul, facem felul acesta. Să pot corecta. Felul acesta. Acesta este motivul pentru care am schimbat camera. Vedeți, celălalt mod era mult mai dificil să vedeți toate aceste mișcări pe care le fac, toate aceste mici detalii care sunt importante, mai ales la amigurumi. Acum voi pierde firul undeva aici, pentru că nu se va vedea, va veni acoperit acest loc ușor și voi scurta firul. Așa, în felul acesta. Deci, un pic cu fața inimioarei am încheiat, să spunem, deocamdată. Aici eu am o bucată de carton pe care mi-am pregătit-o. Are un diametru de 13 centimetri și jumătate. Eu o voi pune aici. Cu aceste petale de
de spumă, cred că așa se numesc acasă, de culoare albă și de culoare roșie, voi face suportul pe care voi aranja inimioara. Voi pune lipiciul lichid de jur împrejur și voi începe să lipesc petale în modul în care să îmbrac acest suport. Trebuia să fi pus o planșă pe masă, însă sper să nu murdăresc fața de masă. În felul acesta. Și încet, încet voi lua din aceste petale și le voi lipi de jur împrejur. A crea acest suport, acest ornament. Felul acesta o merge roată. Aceste petale le găsiți cu siguranță acasă, știu că există. Magazinele de specialitate se găsește acum aproape totul și în România. Așa, încet, încet le aranjăm. Punem aici în față, le voi lăsa mai jos pentru că aș vrea să se vadă inimioara, ceea ce am lucrat. Așa. În felul acesta. Spate un pic mai înăltuță, partea din față un pic mai joasă, pentru că vreau să se vadă petalele, cum spuneam, repet din nou. Voi veni din nou cu un alt rând de petale roșii, de data aceasta, petale de trandafir, din același tip de material. De foarte multe ori când pornesc la executarea unei lucrări dintre acestea, plec deja cu o anumită idee, însă pe parcurs îmi schimb ideile în funcție de cum de ceea ce îmi trece prin cap. Aș vrea să iasă ceva frumos, ceva deosebit. Dumneavoastră apoi veți proceda în modul în care veți dori. Eu vin cu ideile. Dumneavoastră sunteți cele care veți aprecia dacă este frumos sau nu, în funcție de
comentarii, de like-uri, de vizualizări, voi înțelege dacă ceea ce am lucrat a fost pe placul dumneavoastră sau nu. Eu sper foarte mult să vă placă. Așa cum vedeți, întotdeauna, în tot ceea ce realizăm, punem pasiune, punem dragoste pentru frumos, investim timp și... Ia, uitați-vă, cred că arată frumos, așa, părerea mea. Acum... Așa cum spuneam, voi lăsa la atitudinea dumneavoastră. Aici în față voi pune din nou câteva petale roșii, însă le voi lăsa un pic mai în jos, pentru că aș vrea să se vadă ceea ce am realizat, inimioara propriu-zisă. Modelul acesta. Și bineînțeles, mai avem un pic de lucru. Eu voi întrerupe acum până când termin de aranjat totul. Acum, aici pe mijloc, voi pune acest căpăcel, un capac de plastic de la o sticlă de lapte sau poate să fie chiar și cu diametru un pic mai mare decât partea de jos a inimioarei. Voi face în felul acesta. Voi lipi aici pe mijloc și nu am terminat, o facem felul acesta, voi veni din nou cu lipici, voi pune din nou lipici așa de jur împrejur. Dacă vreți să mă credeți, sunt câteva ore bune de când lucrez aici, dar satisfacția este cea a lucrului împlinit. 2 metri de pamblică de mătase i-am încrețit cu acul și... Am făcut diametrul exact după căpăcel, după capac. Acum eu această pânglicuță o voi lipi aici, o voi fixa bine, de jur împrejur, în felul acesta. Așa. După care... Continuăm, pentru că nu am terminat. Va trebui să mai adăugăm ceva la inimioară. O să-i facem un pic de păr. Pentru aceasta voi lua firul. Îl voi pune în mai multe... Voi vedea. Un pic de breton. Un pic de breton și un ciuf. Voi pune mai multe în felul acesta. Așa. Pentru că așa pare neterminată și nu are niciun aspect. Deci pun firul în mai multe, nu le număr. Vă veți orienta în funcție de grosimea firului pe care îl folosiți și uitați în felul acesta. Așa.
acum voi lega voi scurta mai întâi firul de aici, firul acesta voi lega pentru a-i face un pic de breton și îl voi face în modul în care să nu se observe. Vedeți? Pentru că nu putem lăsa așa inimioara. Fac un nod aici. Voi tăia. Să vedem. Ciupuleț. Aceasta veți face dumneavoastră în funcție de așa cum vă spuneam, de grosimea firului cu care veți lucra. Apoi, toată această istorie veți vedea pentru a da o notă de culoare în plus inimioarei. Din nou, 2 metri de pânglicuță de mătase cu lățimea de 2 cm jumătate. Am pus-o dublă, am cusut-o de jur împrejur, am strâns-o pentru a face această fundiță, această ruzelină aici. Toată această istorie noi o vom pune aici în mijloc, o vom lipi. Așa, să vedem să fie totul exact, pentru că nu vreau să greșesc. Voi pune aici lipiciul lichid pe mijloc. Abundență, să se lipească totul foarte bine și voi aplica fundița cu bretonașul aici în mijloc. Voi ține apăsat să se lipească. Voi scurta ciupetinul aici și în spate, făcut în modul ca și cum ar avea codiță. Așa, acele capete le vom strânge. Iar acum totul vom lipi aici pe mijlocul, pe acest capac de plastic pe care l-am pus în mijloc. Voi pune lipici din abundență, puteți folosi și lipiciul la cald, știu că acela îl găsiți mult mai ușor acasă. Eu dispun și eu de acela, însă cu toate firele care le am aici în aceeași priză, mi-este foarte greu să folosesc pistolul cu silicon. Și voi aplica inimioara. O voi ține frumușel să se lipească. Voi face în modul în care dumneavoastră să puteți vedea cum se prezintă. Cred că va trebui să las în jos un pic camera și sper să o vedeți în toată frumusețea ei. Eu cel puțin sunt încântată. Sper să vă placă. Voi încerca să o poziționez în modul în care să o vedeți.
Aceasta este inimioara, ornament, încă trebuie să se lipească pentru Sfântul Valentin, pentru ziua îndrăgostiților. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like. Aceasta mă ajută foarte mult, mă ajută și îmi dă curaj să merg mai departe. În cazul în care aveți nelămuriri, puteți să-mi scrieți, eu vă voi răspunde. Voi mai veni cu câteva noutăți, cu câteva idei pe care le am. Voi veni cu tutoriale care nu le puteți găsi pe alte canale de YouTube, pentru că sunt foarte atentă la ceea ce aleg. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc pentru vizualizări, vă iubesc, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le scrieți. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept alături de mine cu noutăți. O zi bună tuturor!